Polițiștii de frontieră din cadrul punctelor de trecere a frontierei Borș 2 și Nădlac 2, împreună cu lucrători ai comisariatelor județene Bihor și Arad din cadrul Gărzii Naționale de Mediu și Protecția Consumatorului Bihor și Arad, nu au permis intrarea în țară a 10 automarfare încărcate cu 95 de tone de deșeuri în total. Șoferii nu au putut prezenta documentele necesare importului, conform prevederilor legale în vigoare, iar autoritățile de control nu au permis intrarea pe teritoriul României a mijloacelor de transport și a încărcăturii transportate. Polițiștii de frontieră din cadrul punctelor de trecere a frontierei Borș 2 și Nădlac 2 au efectuat în ultimele 48 de ore pe sensul de intrare în țară controlul specific asupra 10 automarfare conduse de cetățeni români. Aceștia transportau, conform documentelor de însoțire a mărfii, anvelope, aparate fitness, îmbrăcăminte second-hand, vitrine frigorifice, jucării, mobile second-hand de la diferite societăți comerciale din Germania, Suedia și Belgia pentru firme din România. Existând suspiciuni cu privire la legalitatea transporturilor în cauză, polițiștii de frontieră au solicitat sprijin autorizat reprezentanților comisariatelor județene Bihor și Arad din cadrul Gărzii Naționale de Mediu și Protecția Consumatorului Bihor și Arad. În urma verificărilor efectuate s-a constatat faptul că automarfarele erau de fapt încărcate cu 95.000 de kilograme de deșeuri, pentru care șoferii nu au putut prezenta documentația necesară prevăzută de lege pentru importul acestor produse.